tuturor am revenit cu partea a doua pentru cei născuți în Zodia Racului sau cu Soare, Lună Venus ascendent în Zodia Racului cum am spus mai devreme aveți acest cavaler de spade care vă stă în suflet vă vine, de fapt, asta nu energie care stă, vine cu mare viteză în sufletul vostru intră cu mare forță în, în inima voastră, poate un semn de aer, gemen, vărsător sau balanță. Dar nu știu de ce, nu, nu văd, nu văd. Încă prea multă pozitivitate în situația asta. Voi sunteți foarte oarecum temători să vă deschideți inima și vin parcă să vă forțeze să vă exprimați emoțiile. Pentru că e vorba de exprimare. Încep, vin, vorbesc, că poate chiar sunt agresiv, am zis, și într-un fel sau altul vă rănesc. Poate fără să-și dea seama, sau poate își dau seama, E o energie care nu prea îmi place când intră cu viteză în sufletul cuiva. Repet, ori ei, ori altcineva, e posibil să vă rănească pe parcursul lui februarie sau să resipțiți în februarie o rană mai veche. Și totuși mă bucur că aveți acest, ca și clarificator, aveți acest 10 de spade, ceea ce îmi spune că veți spre sfârșitul lui februarie, măcar spre sfârșit, dacă nu chiar mai repede, veți, vă veți elibera de aceste dureri, de acest ciclu în care ați fost, ați permis altora să vă facă să suferiți. Am, am, spus în prima parte, prima oară a apărut cartea inversă și acum cu acest clarificator, da, simt că veți întoarce cartea și veți reuși să treceți peste suferință și mă bucur mult. Haideți să vedem partenerul vostru, partenera voastră, ce au în suflet. Au lumea. Am pus un clarificator, imediat vă exprim. Ce înseamnă lumea? Lumea înseamnă lecție de viață, da? Înseamnă Saturn, înseamnă semn fix, după cum vedeți, taur, vărsător, berbec, uf, uh, nu-i berbec, e leu sau... leu, vărsător, scorpion, așa. Este să Saturn, este o persoană care a intrat în autoritate, a trecut peste primul lecții, le-a învățat și e aptă să predea, da? pentru că și-a învățat lecțiile, dar în poziția asta, după cum vedeți. Cred că cineva nu și-a învățat lecția. O, o lecție care ține de emoțiile lor sau ale voastre. Au un not sud care Cred că cineva, poate dumneavoastră, poate ei, în fine, au un contact cu luna pe nodul lor sud, da? Pe lecția de viață. Poate să fie în sufletul lor o persoană în semn de foc, berbec, leu sau săgetător. Poate aveți voi planete în leu sau în berbec. Dar cred că mai degrabă, ca să vin și cu altă versiune, nu au învățat să își mențină autoritatea emoțională. Aici iar avem al doilea rege, o poziție de autoritate. Nu reușesc să-și exprime pasiunea de care sunt în stare sau mai au multe de învățat în direcția asta. Nu reușesc să-și exprime încrederea pe care ar trebui să o aibă în ei înșiși, emoțional vorbind, da? Nu reușesc să manifeste acest rege de bâte. Că este vorba că simt pentru această persoană sau că ei ar trebui să învețe exact lecția, energia pe care acest rege de băte o are. Rămâne de văzut. Oricum este o lecție neînvățată. Că e a lor, că este cu cineva în semn de foc, rămâne de văzut. Mercurul lor este un mercur suferind. Sunt oarecum depresiv și poate tocmai din acest motiv... O persoană care suferă îi face pe ceilalți să sufere, da? O persoană care nu găsește soluții se leagă de ceilalți, da? Poate să fie exact acest cavaler de spade care vine și se exprimă într-un mod foarte brutal. Pentru că e poziția lui Mercur a exprimării, da? Dar ce fac? Exprimă ce fricile lor, depresile, neîncrederile, frustrările. Nu găsesc soluții la o situație, poate nu, nu încă nu sunt apți să treacă această lecție. Mai au nevoie de un timp. Mai au nevoie de un timp. Poate se gândesc la un semn de aer care are aceste calități. Poate voi în această perioadă, cât timp treceți de la 3 de spade la 10 de spade, de la rană la uh, vindecare, poate ei se gândesc la voi da, și vă văd așa. Rămâne de văzut. Aștept comentariile pentru că sunt multe variante poate pe parcursul lui februarie vă vor vedea ca o persoană care nu găsește soluții la o problemă, dar într-un final veți găsi, dacă e vorba de dumneavoastră. Dacă e vorba de ei, au niște frustrări peste care nu pot trece, niște depresii. Ce, ce, manifestă, ca și Marte, ca și Casa 10, a Duhul de Spade, este o, o situație în care nu se pot decide. Și nu e întâmplător, n-a apărut, pentru că nu și-au învățat lecțiile. Da? Poate încă se mai gândesc la acest rege de băte, dacă e vorba de altă persoană, poate pur și simplu faptul că ei nu-și găsesc încredere, autoritatea, pasiunea, ceva, ceva nu merge, da? se manifestă ca o persoană indecisă. Asta ca și Marte e o persoană indecisă. Poate să fie un Marte retrograd sau un Marte într-un într semn care e dual. Nu, se pot decide. Au de ales sau de selectat între viața profesională și viața familiară, între emoții și rațiune, da? Și nu pot. Nu se pot conecta la lună. Din acest motiv vă e și frică. Apare luna în poziția voastră a fricii. Poate că știți că ei nu sunt intuitivi sau nu se conectează la emoțiile lor așa cum ar trebui. Da, și revenim. Nu se conectează la lună, la emoții. Nu și-au învățat lecția. Și totuși, ca și clarificator, au soarele. Cred că are legătură cu. Repet, cu eclipsa care a fost sau care va fi. Cred că are legătură cu capacitatea lor de a manifesta focul, de a manifesta pasiunea în momentul în care vor învăța. Da? Stați un pic momentul în care vor învăța și vor întoarce această lume în poziția corectă și vor învăța cum să se exprime ca un rege, ca un rege pasional, ca un rege de băte, atunci vor fi apți să manifeste în public, în casa 10, a lor, ca și soale. Vor fi apți să strălucească și nu doar atât, vor fi apți să manifeste. Revin și acolo, ajung și acolo. De ce le este frică? Sper că înțelegeți. Încerc să explic în mai multe feluri și mai multe variante. De ce le este frică? Le este frică de ace șase de monede. Le este frică de o relație sau că nu se pot echilibra, e carta echilibrului sau a dezechilibrului, nu se pot echilibra, nu pot echilibra balanțele. Le este frică că nu vor primi niște resurse financiare, poate. Dar cred că mai degrabă, pentru că nu găsesc soluții. Și pentru că nu și-au învățat lecția să nu uităm că lumea este în poziție inversă, le este frică de faptul sau incapacitatea lor de a relaționa într-un mod echilibrat. Poate că uneori vorbesc prea brutal, alteori nu vorbesc deloc. Da? Poate uneori sunt foarte emotivi, alteori sunt foarte raționali. Rămâne de văzut. Cartea aceasta poate fi exprimată în fel și fel, dar simt că e vorba de echilibru financiar și chiar emoțional, relațional. Ce își doresc? Își doresc să se vindece, da? Dacă ei sunt cei care au opt de spade, își doresc să găsească soluții și să se vindece. Dacă, de fapt, este persoana dumneavoastră într-o perioadă în care. Vă simțiți răniți și trebuie să depășiți această rană. Își doresc ca voi să vă vindecați, să, să vă gândiți la acest trei de spade, da? Și să vă conectați la spiritualitatea voastră. Spiritualitatea poate fi exprimată și prin lună, și să vă găsiți acel as de spade care era în prima parte, da? Și să manifestați adevărul și încrederea. Acum ar mai fi o altă versiune. Poate nu sunteți voi cei răniți, poate este cineva din mediul vostru, da? poate această persoană vă rănește sau cineva din mediul vostru profesional, familiar, da? și resimțiți, absorbiți, ca un adevărat rac, absorbiți energia lor. Da? Deci există măcar aceste două variante. Oricineva din viața voastră, profesională, publică, are o problemă și o absorbiți și poate și ajutați, în fine, ori, dacă e vorba de voi, partenerul, partenera resimte aceste energii în cazul în care nu vi le transmite. Da. E complicat, dar sper că înțelegeți, pentru că nu pot să vă dau o singură variantă, sunt, sunt prea multe și până la urmă, în funcție de cum rezonați, veți și manifesta anumite energii. Într-un final de februarie, ce au ei, sau dumneavoastră dacă sunteți aici, au uh, Magicianul. Fiți atenți că și această carte, ca toate, poate să aibă măcar două interpretări. Pentru că nu și-au învățat lecția. Urmăriți un pic atent. Lecția încrederii, a pasiunii, a autorității și poate să-i gândesc la un semn de foc în condițiile în care n-ar trebui să se gândească, ar trebui să fie un pic mai egoiști. Da? Pentru că nu și-au învățat lecția, pentru că nu găsesc soluții, și pentru că nu se pot decide, și nici nu se pot echilibra că în poziția fricii, da? trebuie să treacă printr-o perioadă de vindecare. Altfel, tot ceea ce vor face va fi manipulare. Da? Magicianul are o energie extraordinară, dar dacă este susținută de cărți, da? și acestea nu simt că l-ar susține în varianta asta, da? Dacă rămân indeciși, dacă nu și învață lecția, repet, dacă rămân în această cușcă mentală, da? Dacă nu și găsesc autoritatea emoțională, pasiunea, în cazul în care până la sfârșitul lui februarie își învață lecția și reușesc să, în inima lor să se simtă ca un rege, da? Atunci, în loc de două de spade în public, vor avea soale, vor străluci, vor fi apt să se trezească spiritual și să manifeste o mare bucurie. Poate chiar o bucurie legată de un copil, dar mai mult sau mai puțin. Da? Și dacă reușesc să manifeste această energie la nivel public și cu voi, spre sfârșitul lui februarie, vor intra într-o într stare nemaipomenită, aptă să manifeste cele mai grozave lucruri. Pentru că vor fi învățat și vor avea toate resursele emoționale, da? Uitați, cupă, emoționale, financiare, mentale și spirituale. Dar pentru asta, ca să devină manifestori și nu manipulatori, manifestor, despre care o să vorbesc, da? În curând. Trebuie să învețe lecția, să răstoarne luna, lumea în poziția aceasta și să devină o autoritate. Autoritate în, în inima lor, în primul rând. În primul rând, să-și găsească încrederea, pasiunea, repet, regalitatea. Aveți să nu uitați că aveți aici lună și soare, energia feminină și energia masculină. Cred că undeva vă completați, că nu întâmplător aveți dragostiții, vă completați. Dar ei au de învățat. Iar voi, iar voi trebuie să treceți prin niște teste mentale, intelectuale, care țin de, de cuvânt, de exprimare. Oricineva, repet, se exprimă aiurea față de voi și vă vor provoca să vă închideți, să vă construiți un zid în jurul vostru. Ori această persoană, semn de aer, Poate să fie alt semn, dar cu planete în semn de aer, foarte pregnante planetele, să vină să vă tulbure un pic echilibru emoțional. Și în loc să vă scoată din această stare, să vă provoace mai multe neplăceri. Dar, repet, aveți două, două cărți excelente și ei au soarele, da? dacă și magicianul dacă vor să-și învețe lecția. Să nu uităm că după clarificare aveți doi de cupe. Da? Manifestarea între ideea îndrăgostiților, un suflet pereche. Poate aveți o lecție cu un suflet pereche și într-adevăr lecția aceasta este destul de greu de trecut. Da? Destul de greu de trecut. Vă mulțumesc, vă doresc numai bine!